Online, suntem în înregistrare. Bună dimineața tuturor! Numele meu este Victor și deja a noua săptămână la rând, concomitent, complementar, numiți cum doriți, noi ne vedem în fiecare vineri la orele 10 dimineața să discutăm despre Moldova Digitală, numim. De ce noi discutăm despre Moldova Digitală? Pentru că este o nouă prioritate națională, care noi vedem prin mai multe acțiuni care au loc în Republica Moldova. Spre exemplu, Guvernul Republicii Moldova a plasat transformarea digitală drept una dintre priorități în activitate. Noi, pentru prima dată, avem un viceprim-ministru care se numește pentru digitalizare, care are rolul de a coordona tot acest efort sistemic de transformare digitală a Republicii Moldova. Noi suntem în plină desfășurare, conceptul este deja agreat, care este, de fapt, un concept super desfășurat, au o strategie de transformare digitală și sperăm că la sfârșitul acestui an vom avea și o strategie națională de transformare digitală 2023-2030. Ce înseamnă această strategie? Asta înseamnă că el va deveni un document de referință pentru toate instituțiile din Republica Moldova. Nu doar pentru guvern, ministeri, agenții, ci pentru primării, spre exemplu, instituții educaționale, pentru că el va fi votat în Parlament, nu doar în guvern. Ceea ce relevă foarte bine această linie roșie a transformării digitale și a strategiei All of Society, cum numim noi în limbajul nostru, nicio persoană nu trebuie să fie exclusă și toți trebuie să beneficieze, pentru că transformarea digitală nu mai este o chestie tehnologică, ci este o chestie care ne ține de oricare persoană. Cum noi putem să ușurăm viața noastră, simplist vorbind, utilizând servicii digitale. Reamintesc că această serie este organizată de către IPRE, pe care eu o reprezint. IPRE însemnând Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în calitate de expert politici de digitalizare. Privesc.eu, partenerii noștri, Radu, Vitalie și toată lumea, care Sergiu, mersi tare mult pentru că sunteți alături de noi, și Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova, Olga și toți colegii, mersi tare mult pentru că sunteți parteneri atât de buni. Și trebuie să mai spun câteva lucruri. Deci aceste discuții publice sunt organizate cu suportul Fundației pentru o Societate Deschisă. Avem un proiect care se numește Creșterea rolului Centrului de Cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană, pentru că noi vedem integrarea europeană prin instrumente digitale super important, se numește programul Think Tanks for EU Membership. Și astăzi, după o serie lungă, lungă de discuții cu membrii ai guvernului, cu viceprim-ministru, cu Agenția de Guvernare Electronică, STISC, ASP și așa mai departe, noi discutăm cu doamna Natalia Donțu. Doamna Natalia Donțu este administrator al Moldova Innovation Technology Park. Eu m-am uitat prin Natalia intenționat și în română și în engleză și în toate limbile voi aveți aceeași denumire. Chiar astăzi am făcut acest check. Roman Știrbu, care este rezident al Moldova Innovation Technology Park, care reprezintă compania Simpulse, și domnul Vitalie Aremescu, care este rezident al Moldova Innovation Technology Park, MITP, care reprezintă compania EBS Integrator. Natalia, Roman, Vitalie, dacă sunteți ok să vorbim pe tu, atunci noi putem să începem discuția nemijlocit. Salut, haideți Valdar. să haideți foarte agil, foarte prietenos să discutăm, pentru că scopul nostru este ca cât mai multă lume, nu numai decât și obligatoriu din domeniul tehnologic, într-un fel să ne asculte, să discutăm cât mai interactiv, cât mai prietenos, ca să explicăm ce înseamnă transformarea digitală din perspectiva voastră, celor care se ocupă nemijlocit de dezvoltarea soluțiilor și tot ce înseamnă tehnologia IT. Haideți să începem prin a vă introduce foarte pe scurt, dacă vreți să spuneți ceva la început, și după care o să adresez câteva întrebări generice. Haideți așa, începem ladies first, cum spunem noi. Apropo, noi discutam înainte de discuția asta, că noi suntem patru persoane care discutăm în patru țări diferite, care arată foarte bine ce înseamnă transformare digitală. Deja cineva se află în Belgia, Vitalia, Roman se află în România, Natalia în Republica Moldova. Felicitări, Natalia, și eu mă aflu în Estonia. Dacă vreți, spuneți ceva la început care considerați că este important, să salutați pe cei care ne ascultă, vă rog. Natalia, Bună Vitalie, dimineața! Da, bună dimineața tuturor, așa Roman. cum a menționat și
Victor, transformarea digitală nu este doar despre tehnologii, dar este în primul rând despre oameni și eu cred că ăsta este de fapt și elementul de succes al ceea ce înseamnă transformarea digitală a țării. Pentru mine, cel puțin, transformarea digitală este echivalentă nu doar cu digitalizarea serviciilor publice și a instituțiilor publice pe ansamblu, dar asta presupune inclusiv și digitalizarea altor sectoare ale economiei. Ori sectorul IT, care este o mândrie pentru țara noastră, este cel care poate veni cu soluțiile necesare atât pentru guvern și instituții publice, cât și pentru alte sectoare non-IT. Mersi, Natalia. Roman sau Vitalia? Roman? Da, eu își doresc să spun despre chestiunea de digitalizare și transformarea digitală. Cred că noi suntem deja de mulți în transformare digitală și urmează cumva să ne accelerăm pașii. Trecem, cred că, la următoarea viteză de... Roman, noi asta, toată societatea sau voi, ca să fie foarte clar? Da, bună întrebare. Chiar întrebare, capitane. Noi ne mișcăm rapid, dar totuși noi am dorit ca soluțiile pe care noi le dezvoltăm să fie utilizate atât și de către statul nostru. Noi am avut multe parteneriate de public-privat, dar unele cu succes, altele cu insucces. Și la capitolul ăsta noi urmează să mai discutăm pe parcursul la discuția noastră. Ce ține de revoluția, mai degrabă, digitală în Moldova urmează de făcut. Dacă nu reușim noi, vor face copiii noștri. Dacă nu de aici, atunci și din pe plan internațional, oricum, cum și-au vorbit, noi suntem o țară mică, dar cu inimă mare, așa că noi iubim țara noastră și vom ajuta pentru ca să ne dezvoltăm foarte rapid. Roman, mersi, Vitalie. Salut, salut! Mulțumesc pentru invitație. Noi, ca companie privată, avem o experiență destul de mare în transformarea digitală în domeniul privat, în transformarea organizațiilor și avem și câteva proiecte în Moldova, unde am ajutat organizații publice și organizații de stat să se transforme anumite procese, să le transforme digital, în sens că să livreze produsele pe care le livrează prin canale digitale, să-și automatizeze anumite procese. Și ne dorim ca această experiență care o avem noi în domeniul privat, în extern, să o putem pune la noi acasă. Asta e dorința mea personală, să o putem implementa în acele organizații care au nevoie, pentru că ca și organizațiile private, organizațiile de stat, la fel au nevoie de o transformare digitală, de o redesign total a serviciilor și aici noi putem face treabă bună. Așa că hai să discutăm astăzi subiectele astea și să vedem. Super, mersi, Vitale. Natalia, haideți să începem cu ce înseamnă Moldova Innovation Technology Park. Domnul ministru Gaib mi spunea că într-un fel sau altul ministerul este într-un fel care coordonează activitatea și în acea triadă, cum a numit-o domnul ministru de transformare digitală, dintre viceprim-ministru care coordonează acele trei instituții, da? ASP, Agenția de Guvernare Electronică și STISCU, mai este MIDR, care răspunde de careva baze de date, da? Și Ministerul Economiei. Haideți să încercăm să vedem care este rolul Moldova IT Park în tot acest efort de transformare digitală, unde, cum vă poziționați voi în tot ecosistemul ăsta de transformare digitală, cum este coordonat, un pic despre cum este format, cum funcționează, câți rezidenți aveți, ce cu regimul ăsta de 7%, de ce le este atât de atractiv, istorie de succes. Și apropo, m-au întrebat de cât va dura acest regim. Sunteți siguri că el... Nu știu, asigur o consecvență la activitate și că nu se întâmplă ceva peste noapte sau ceva de genul ăsta. Haideți să încercăm care este rolul în Moldova IT Park în acest efort național de transformare digitală și nouă prioritate națională. Luăm aceeași logică, Natalia, și cum văd rezidenții tot, super important, nu doar administratorul și rezidenții propriu-zis, pentru că eu înțeleg că voi aveți o super sinergie în Moldova IT Park și fiecare voce este super important. Natalia? De fapt, Moldova Innovation Technology Park, așa cum noi l-am rebranduit anul trecut de la IT, pentru că Moldova nu este doar o țară de oameni sau nu are doar un sector care
livrează soluții IT, dar noi avem un potențial inovator imens în Moldova pe care trebuie să-l explorăm și pe care trebuie să-l comunicăm lumii întregi. Este un parc IT virtual care a fost creat de către Guvernul Republicii Moldova pentru o perioadă de 10 ani. Noi acum suntem în anul 5 de activitate și practic putem spune că parcul este cea mai mare comunitate antreprenorială tech, nu doar din Moldova, dar și din regiune, pentru că la moment avem peste 1200 de companii rezidente și aproape 16.000 de oameni care lucrează doar în cadrul companiilor rezidente ale parcului. Din cele 18.000 de talenți implicate în general în dezvoltarea sectorului IT. Parcul în sine a fost dezvoltat și creat în jurul, cum spun eu, unei inovații fiscale, și anume un impozit unic de 7% din venitul din vânzări. Ori noi suntem într-o regiune în care toate țările oferă un anumit pachet facilitar sau de dezvoltare pentru acest sector, și atunci, fiind un sector cu un grad înalt de mobilitate, este foarte important ca statul să aibă politici prin care poate păstra acasă aceste companii, acești oameni, dar totodată să le ofere o perspectivă de dezvoltare. Și atunci acest regim fiscal în jurul căruia parc a fost creat a oferit Moldovei un avantaj competitiv în raport cu țările din regiune și, de fapt, noi am și văzut care a fost impactul acestei politici publice, pentru că în ultimii 5 ani sectorul IT a crescut de 4 ori. Da. Nu mai spun despre faptul că dacă în 2016 ponderea sectorului IT în PIB era 1,5%, în 2021 ponderea sectorului a crescut la 4,2% din produsul intern brut. Deci acum generați 4,2% din PIB, da? Da, da. Cum spuneam mai devreme, parcul a fost creat pentru o perioadă de 10 ani. Noi avem și o garanție de stat privind acest regim facilitar pentru următorii 3 ani și suntem într-adevăr în discuții intense, complexe, cu guvernul și nu doar, pentru factorii de decizie, pentru a asigura previzibilitate în ceea ce privește acest model de afaceri, care de fapt a fost îmbrățișat de întreaga comunitate IT. Deci noi acum când spunem MITP, noi spunem 85% din sectorul IT al țării. Dacă raportăm asta, nu știu, la cifre de afaceri, export, număr de angajați. Și asta, practic, închipuiți-vă, sunt 15.000 de oameni care generează 4,2% din PIB-ul țării. Vrem previzibilitate atât privind durata de viață a parcului, dar și garanția de stat, și propunerea la care discutăm acum este o extindere cu 10 ani. Este important să existe, din punctul meu de vedere, voință politică, dar și viziune, pentru că atunci când a fost aprobat acest concept de parc IT, toată lumea era sceptică, pentru că nicăieri în lume nu exista așa un model pe care noi să-l facem copy-paste, dar acum, deja după aproape 5 ani de activitate, rezultatele sunt vizibile de la sine. Natalia, scuze, ceva nu se leagă aici, că ai zis 10 ani și aveți garanții pe următorii 3 ani. Trebuia să iei încă 5 ani. Da, da, pentru că garanția inițială a fost pentru 4 ani, așa cum statul nu era sigur că, uite, această, să spunem, facilitare fiscală o să fie benefică și pentru stat. Da? Și atunci s-a acordat o garanție de stat care spune în felul următor, atâta timp pentru următorii 4 ani, indiferent de ce se întâmplă în regimul standard de impozitare, rezidenții parcului vor achita 7%. Ulterior, noi am avut o extindere cu alți 4 ani, și de asta și ziceam că 8 din cei 10 ani sunt acoperiți de această garanție de stat, 2 încă sunt neacoperiți. Dar este un aspect absolut important și pentru rezidenții parcului, care deja au business-uri, și antreprenorii
când operează la capitolul previzibilitate, asta nu înseamnă următoarele 3 luni sau 6 luni sau perspectivă de un an, dar operează cu termenii de cel puțin 3 ani înainte. Și atunci noi avem nevoie să dăm siguranță și business-urilor locale, și antreprenorilor sau investitorilor care au investit deja în acest sector în Moldova, dar și să avem posibilitatea să atragem și investitori și talenți noi din străinătate, da? Deci este un, cum ziceam, un avantaj competitiv absolut unic în regiune pe care noi trebuie să-l consolidăm și păstrăm atâta timp cât el va fi benefic țării. Și doar un element să mai adaug, exista cumva această percepție că dacă noi reducem povara fiscală, respectiv și statul o să aibă de pierdut de la asta, orice ce s-a întâmplat, în 4 ani de zile noi am dublat numărul de valoarea impozitelor care sunt virate de acest sector la stat. Da? Adică de la 375 de milioane noi am ajuns la 735 de milioane anul trecut. Deci este sunt niște lucruri pe care nimeni nu le poate contesta și trebuie doar împreună să ținem cont de ele și să asigurăm acea previzibilitate pentru antreprenori. Pentru că antreprenoriatul IT nu este doar un sector care generează locuri de muncă și profituri pentru investitori, asta este un sector care generează soluții pentru dezvoltarea țării în ansamblu, pentru alte sectoare ale economiei, pentru guvern. Natalia, noi o să vorbim subiectul ăsta, pentru că okay. eu chiar am vrut să discutăm așa în mai rapid cumva, în sprinturi, cum spune Roman, când aleargă maraton. Pentru că eu dacă aș fi, foarte corect a spus, eu dacă aș fi antreprenor IT și aș ști că am doar 3 ani, eu aș fi cu o lecuțică nervos deja, știți, pe de-o parte, dar dacă eu aș fi investitor, nu știu, de exemplu, nu știu, un venture capital fond din Estonia, eu m-aș gândi dacă noi nu avem siguranță. De asta cred că e super important acest element. Vitale, Roman, voi cum vă simțiți în perspectiva asta? Cum vedeți rolul? Vă simțiți confortabil? Apropo, domnul ministru a spus că în parcul IT voi aveți posibilitatea să lucrați la distanță, ceea ce încă nu este în minister. Adică geografically neutral, cum numim noi chestia asta. Vitalie, Roman, cum vă simțiți voi? Care este rolul? Cum vedeți voi rolul MITP în tot ce înseamnă transformare digitală și ceea ce a spus Natalia cu comentat cât de sigur vă sunteți voi pentru... Pentru că eu mă tem de altceva, pentru că dacă nu dă Doamne peste 3 ani de zile să amână regimul corespunzător, ce se întâmplă cu companiile? Eu cred că trebuie să fie argumentare foarte clar pus pe masa celor care iau decizii, ca să fie foarte clar. Pentru că dacă după acești 8 ani nu se prelungește regimul fiscal corespunzător, atunci probabil că companiile vor căuta o altă cale de ieșire din situație. Corect, Roman sau Vitale? Sau nu? Sau greșesc eu ceva? Roman, Vitale? Da, Vitale, nu eu un pic să vorbesc și despre asta. După aceea, chiar știi. Mai puțin să vorbesc decât pe Natalia, în general. Vreau 10 sprinturi vorbit. Manager. Multă lat. Și pentru noi, MITP-ul sau cum s-a lansat cu Moldova IT Park, primul rând pentru noi era important și personal pentru mine ca să transform Moldova dintr-o țară agrară într-o țară IT. După mine asta singurul viitor care, după aia poate să tehnologizăm și partea agricolă și poate vom deveni un fel de agro-IT, dar asta va fi nevoie un pic să luăm din timp. Adică am și colegi care fac și, nu știu, drone agricole, da, adică care lucrează în domeniul dat și combină deja IT-ul cu partea agricolă. Doi la mână, pe lângă ca să devenim o țară IT, pentru noi este ca să centru financiar să-l păstrăm în Moldova. Asta noi vorbim despre impozite. Noi, de exemplu, compania noastră, deja mulți ani la rând, noi suntem pentru 600 de cei mai mari plătitori de TVA. Adică, iarăși, noi vorbim de impozite care sunt la stat, care este folosit de către statul nostru pentru a dezvolta țara, pentru a plăti pensiile, pentru a dezvolta, nu știu, drumurile și așa mai departe. Acești funcționari publici toți să fie plătiți. Și pentru noi este important. Da, ca centru financiar să fie Moldova și dacă în caz de era, nu știu, nu era să fie, dar nici nu vreau să mă gândesc la în privință la asta, da, dacă MITP-ul n-ar avea un viitor,
Nici nu știu ce viitor ar avea Moldova, da, în ce direcție ar porni. Cu părere de rău, agricole, nu știu, la noi, dacă te intri în orice supermarket, cam toate fructele și legumele nu provin din Moldova, da, cu toate că suntem țară agricolă. Da, și asta pare rău. Doar că fiind la Brașov, bine că din cei ce văd, asta doar vinurile purcari. Da, restul din Moldova practic nu vezi nimic și Brașovul nu e mare departare, e Chișinău. Asta ne vorbim deja la parte de la capitolul de export și produsele pe care noi le facem. Și a treia chestie pe care noi vrem să o facem, asta produsele, adică același IT sunt parte în două părți. Da? Este outsourcing-ul și faci produsul propriu pe care tu mai departe îl vinzi. Da? Și acasă tot o a treia chestie pe care noi vrem să facem, ca să dezvoltăm produsele proprii, ca să fie cunoscute pe plan internațional. Cum și în Estonia au fost cunoscute prin produsele proprii. Și aici foarte bine s-a implicat statul, da, și este un exemplu și pentru noi, implicarea statului în parteneriat public-privat, da, și a susține IT-ul local pentru a produce, că și companii și au de outsourcing, n-ați produc niciodată ție local un produs, din cauza, de ce? Din cauza că pe el, pe plan internațional, rate hour-ul lui e de 10 de ori mai mare decât ar produce un proiect local. Și atunci are loc o spălare de creiere, da, adică și exodul de oameni și tot ce este. Da, obținem noi anumite experiențe, lucrăm pe plan internațional, dar noi nu avem produse locale. Și aceeași paralelă noi am avut-o cu ce? Cu industria textilă. Criza 2008. În momentul când a fost criza 2008, ce s-a întâmplat cu producerea în lon? Toate fabricile s-au închis. După criza de 2008 s-au trezit atunci Iuvasul, Maconul și multe altele care au început să dezvolte brandurile proprii locale, da, pentru ca ceva să vândă pe piața locală. Ok, Ionel încă mai era până atunci. Dar eu cred Roman, eu cred că asta e valabil pentru oricare industrie, unu. Și doi, tot ce înseamnă IT, eu într-o zi am făcut un exercițiu pentru mine, într-o oră m-am gândit la toate tipurile de domenii posibile și m-am gândit care din aceste domenii nu poate să aibă soluții utilizând soluții digitale și nu am găsit niciun domeniu. Nu e vorba de agricultură, este orice dorești, educație, medicină, social affairs, absolut orice. Sprintul tot a fost împărțit la doi ani, Natalie, tot ok, suntem Vitalie, cine spune? Hai, Vitalie, poate tu mai repede fugi. Da, și Roman a punctat destul de fain aspectele astea, dar ca și industrie, oricum parcul rămâne catalizatorul și promotorul la tot ceea ce înseamnă digitalizare, dar și fața industriei sau acel element care pune industria IT la locul ei, am vedere în o cadrează foarte bine. Și noi ca antreprenori avem nevoie de predictibilitate. Predictibilitate, ceea ce înseamnă dezvoltarea industriei. Nu mai vorbesc de chestia asta de tax, care e una extraordinară pentru a atrage investiții și tot așa mai departe. Dar sigur că cred că toți antreprenorii se gândește la plan B. Ce se întâmplă dacă nu se apropie? Ce se întâmplă dacă și asta este o semn de întrebare care toți sperăm. Sigur că echipa de la IT Park lucrează intens ca să avem prelungirea asta încă cu 10 ani și asta ar însemna asta, cred că etapa a doua, știi, asta a fost prima versiune, dar versiunea a doua o să fie mult, mult, mult mai puternică. Sau versiunea a doua sau următoarea perioadă o să aibă chestii, un impact major în ceea ce înseamnă Moldova pe piața IT internațională. Și aici la asta ne așteptăm noi în următoarea perioadă de la guvern, de la tot ce înseamnă punerea, încă o dată o să reiterez, să spunem pe hartă, având în vedere contextul ăsta Ucraina, bazinul ăsta în care ne aflăm, de ingineri,
industriei IT, noi ne plasăm ca o, avem o poziție foarte bună și asta trebuie să o întărim. Doar să o întărim și să o dăm mai... Da, Vitali, mersi. Câteva comentarii. Deci, punctul 6, prioritatea 6, 6 obiective în strategia transformării digitală, în, cel puțin în concept și așa și-a rămas. Eu știu asta destul de bine pentru că am coordonat acest efort la conceptualizare și al șasele. Noi intenționat și ne-am luptat pentru chestia asta ca să fie că Moldova este un stat digital, da, internațional recunoscut și care își monetizează activitatea sa. Și eu aici o să fac câteva paranteze acum, pentru că încă o dată repet că din mai multe ori, nu doar o singură dată, oamenii de decizii din care au participat la discuții noastre au spus că numărăm pe degete la o mână sau de la două, nu participă, numai bani vor oamenii ăștia, mai multe chestii sunt, da? Dar eu am urmărit foarte atent ce s-a întâmplat la expoziția de la Dubai, da? Care a avut loc anul trecut. Și am vrut să văd că merge un ministru sau nu știu cineva din conducerea Republicii Moldova cu o delegație de oameni de afaceri din domeniul IT și promovează potențialul IT a Republicii Moldova. Eu n-am văzut acest lucru niciodată. Ce am văzut eu, l-am văzut pe Andres Sut, ministru din Estonia, care a fost de minim 10 ori cu delegații de oameni din IT să promoveze sectorul IT din Estonia. Și noi, absolut corect, spune Roman cu taxe și așa mai departe, gândiți-vă că, nu știu, Estonia, statul care mă aflu eu în bibliotecă mă aflu, apropo, are 10 companii unicorn, capitalizare, 10. Deci 3 săptămâni urmă, 10-le unicorn, capitalizare peste $1 miliard pe piață. Deci ceea ce înseamnă că este o sinergie între stat și între companiile IT. Pentru că este absolut clar că niciun minister niciodată în viață, în cea mai super țară, inclusiv Estonia sau Singapore, nu o să aibă suficienți oameni ca voi ca să lucreze acolo și viceversa. Voi aveți nevoie de guvern și de ministerie ca să vă facă acel termen de referință, să spună exact ce vreți. Da? Pentru că și discutăm acum și despre dezvoltarea lor. Cum vedeți această cooperare dintre guvern și sectorul IT pe care voi îl reprezentați în proporție de 85%, când spune Natalia. E ok? Nu e ok ce trebuie de făcut? Ca să, nu știu, această Moldova ca destinație digitală, stat digital, da, să fie participativă din toate punctele de vedere. Pentru că mie mi se pare personal și nu cred că greșesc, acest nivel de cooperare este unul insuficient. Sau cum a spus un domnul ministru, apropo ministru economiei, noi în Republica Moldova avem aceste feudalism digital, a spus doamna Natalia, așa a spus domnul ministru, unii fiecare minister și agenții nu știu ce are niște companii, nu știu ce se întâmplă acolo și apropo versus cine face soluțiile. Pentru că dacă vine o soluție, companie estoniană își dezvoltă nu știu care soluție sau din Singapore, da, probabil că ei să facă soluția, dar nu poți iei o soluție estoniană să o pui în centrul Chișinăului și să lucreze automat. Contextul local e super important. Haideți să discutăm un pic acest aspect câteva minute. Natalia, Vitalia. Apropo, eu sunt recent revenită din Estonia. Eu știu. Am fost uimită de faptul că Estonia o țară cu 1,3 milioane de oameni comparativ cu Moldova cu 3,7 sau 3,8, adică de 3 ori mai mic, are 10 unicorni. Și am fost foarte curioasă și chiar am întrebat oamenii din punctul lor de vedere care a fost succesul Estoniei pe topicul ăsta. Și am primit aproape unanim două răspunsuri. Unul, faptul că țara s-a poziționat ca o țară digitală, ca o națiune digitală în toate și peste tot ani la rând. Și după asta acest efort de digitalizarea statului a fost complementat de prima lor reușită, Skype-ul, pe care deja și antreprenorii au capitalizat-o în sensul în care deja aveau o istorie de succes și un vot de încredere din partea altor investitori. Calea pe care a mers Estonia poate fi un exemplu pentru noi. Pentru că, din punctul meu de vedere, ce avem noi acum? Noi avem o facilitate de care încă avem nevoie ca să ne dezvoltăm, o facilitate fiscală și destul de mulți bani care merg de la stat către alte sectoare non-IT pentru efort de digitalizare. Da? Ori Estonia a spus că, uite, noi vedem că rolul statului nu este de a da bani la antreprenori, dar este de a crea acele condiții propice pentru ca businessul să se poată dezvolta. Și dacă ne referim, de exemplu, la sectorul IT, adică am dat nu știu câte sute de milioane de lei pentru programe de transformare digitală a IMM-urilor și altele de genul ăsta, deși sunt și astea necesare,
Ne-ar costa mult mai puțin să, de exemplu, să creăm acel cadru legal care ar permite companiilor să atragă venture capital, de exemplu, da? Noi nu putem acum să atragem investiții din nu știu care țări, neavând o bază legală pentru acest aspect. Acum, referitor la cooperare dintre sectorul IT și, propriu-zis, angajarea în efortul de transformare digitală, m-am uitat chiar dimineață, noi avem 50 de companii care, 50 de companii din 1200, care prestează inclusiv și acele servicii B2G, da? Business to Government. Și dacă ne uităm cât de mari sunt aceste companii sau cât de mici, o să vedem cu ochiul liber că 45 din ele au până la 50 de angajați și doar 5 companii au mai mult de 50 de angajați. Una dintre care este și compania pe care reprezintă Vitalii, IBS Integrator. Da? Acum sunt, desigur, că mai multe, spunem, mai multe situații sau lucruri pe care le putem face pentru a accelera cooperarea dintre sectorul IT și stat, alte sectoare non-IT. Și anume, din punctul meu de vedere, în primul rând, trebuie să facem public și comună acele 2, 3, 4, 10 proiecte de transformare digitală sau de digitalizare care sunt pe agenda e-gov și nu doar, și să le comunicăm cât mai mult, adică să oferim din start antreprenorilor previzibilitate privind cererea statului pentru servicii digitale. Da? În al doilea rând, desigur, e partea cu procedurile de procurări, de achiziții, care sunt un dezavantaj. Să discutăm acum și subiectul ăsta, okay, cu POR-urile. Okay. Natalia, dacă îmi permiți, aici, pentru că eu înțeleg ce vrei să spui, dar noi avem două perspective. Dezvoltarea, și trecem deja la tema noastră propriu zis, și acum să arunc o săgeată la Roman direct. Avem, nici nu știu cum să zic chestia asta, să fiu diplomat, da? Avem capacitatea asta top-down, da? Dacă ni s-a spus, trebuie de făcut soluția nu știu care. Și avem viceversa. Și eu cred că soluțiile digitale trebuie dezvoltate din ambele perspective. Dacă noi evidențiem o problemă în Ministerul Sănătății, admitem, dacă intrăm acolo, sunt tare multe chestii discutate, noi degrabă să discutăm subiectul ăsta cu doamna ministru. Da? Și viceversa. Și viceversa, săgețele care vreau să le trimit eu aici public cumva, este că eu știu, de exemplu, că o soluție, nu Roman mi-a spus, soluție pentru achiziții în care Simpas s-a investit în 3400 de mii de euro de inițiativă proprie. Nu are o continuitate și nu există o deschidere din partea instituțiilor. Studiul DotMD, în care tot ei au investit 100, 200, poate mai mult, 1000 euro, care a fost o inițiativă foarte bună. Nu există o deschidere din partea Ministerului Educației să dezvolte și mai mult decât atât. Mine nu și mă deranjează atât de mult subiectul ăsta, că mi-e deranjează altceva. Dar dacă de mâine dimineață să începe educație online, care e protocolul de acțiune, care soluție va fi, ce fel de digital backpack vom folosi noi? Roman, am eu dreptate, Roman și Vitalie după asta. Dar haideți așa, pe scurt, timpul deja trece foarte rapid. Anume de exemple este, mersi mult. Scuze, Roman, eu așa. Da, anume de asta și am vrut să dau exemplele. Date, noi avem un istoric de parteneriat. I-am găsit ceva în date? Nu, ele sunt cifrele un pic mai mari, dar nu contează. Contează inițiativa, da? Că noi am vrut ca să facem pe același exemplu, că noi am fost și Estonia, ți-am minte, atunci noi toți ne-am intersectat și în Estonia, că am vrut să facem sistemul de voting online, tot așa, pentru că oricine se poate accesa. Ok, proiectul ăla n-a avut viață din cauza că nu era voință nici politică, dar nici nu n-a tip de voință. Acum de abia s-a început procesul ăsta cu voting online, sper să fie dus la bun sfârșit, să votăm deja în sfârșit online. Asta e unul la mână. Proiectele care deja au prins viață este sistem de achiziții electronice, achiziții medie, este iarăși un parteneriat public-privat, unde core-ul era la stat și partea de interfață și servicii era de către trei parteneri. Da? Adică nu doar eram noi, dar mai sunt încă și doi parteneri privați cu care lucrau cu persoane juridice. Și scopul la proiectul este dat pentru ca să fie transparente achizițiile publice de către stat, să optimizăm și deja au fost efectul în primul an unde s-au economisit mai mult de 10% din total bugetul care a fost de achiziții în anul primul de lansare. După aia s-a tergiversat din ce cauză? Și iarăși noi revenim la exemplu din Estonia. Statul investește în companiile, în produse locale IT, pentru ce?
pentru că apoi să fie exportate pe plan internațional. Acel sistem de voting care în Estonia s-a investit către stat a fost exportat în mai multe țări. Da? Și acum este ca o platformă de bază de votări, poate și produsul tot IT de voting din Estonia să fie utilizat și în Moldova. Da? Că eu înțeleg că Roman, dar e voting asta e doar unul, dar de exemplu platforma de Interop din Ucraina, da? Trembita, de exemplu, care este deja, e practic un standard mondial. Da? Și eu realmente vreau să văd cum miniștrii merg în afara țării, împreună cu voi, cu Natalia, cu Roman, cu Vitale și cu acele 50 de companii care dezvoltă BCG și să vindem, pentru că asta noi putem să monetizăm acest lucru. Eu n-am văzut asta niciodată. Dar la nivel de stat, noi vorbim de România. Nimeni nu a discutat cu nimeni din România, același sistem de achiziții electronice putea fi implementat și aici. Același studii medie pe care noi atunci cât am colaborat cu ministerul și când erau problemele din 2020, noi am spus că noi cu titlul gratuit dăm și în România ca să fie rapid implementat. Adică noi și Moldova implementăm gratuit, noi dăm și pentru România. Nu, toți într-asta au văzut probleme. Păi, dar care sunt probleme? Noi, ca și companie privată, noi suportăm cheltuielile. Acolo, pur și simplu, timp de o lună, numai teme pe acasă, au strâns mai mult decât câțiva terabytes. Și toată această informație trebuie stocată. Și toată informația asta a fost stocată și întreținută de către noi. Și noi spunem, noi acoperim cheltuielile astea, noi vrem să facem ceva pentru statul nostru. Ce era un asta? Cum spuneam eu, Roman, noi tot, ca companie IT, da? Eu într-un fel sunt avocatul vostru, într-un fel vreau să mă erijez în funcția asta, dar noi tot într-un fel trăim aici, sau nu știu, părinții noștri trăim, noi vrem cumva să dezvoltăm subiectul ăsta și să haideți să ne gândim un pic mai larg. De exemplu, România prin PNRR are cât? 6 miliarde de euro, în care 500 numai se investesc în cloud. Și noi avem acest spațiu digital comun, Natalia știe foarte bine subiectul ăsta, dacă să împlem cu content cum noi, Republica Moldova și România, deci e un win-win pentru toată lumea. Discutăm un pic mai târziu. Vitale, ce vrei să comentezi la subiectul ăsta? Da, vreau să spun doar că avem aceeași durere ca și Roman, pentru că și noi ca și Steampulse-ul, chiar în proiecte comune cu statul, am investit câteva milioane bune și s-au oprit, știi? Serios? Poți să dai un case? Eu am dat două. Poți să discutăm și pozitiv, dar poți să dai un case, Vitale? Da, e proiectul ăsta de achiziții publice, știi, care stă astăzi în aer și... E o chestie unde noi am investit, nu mai vorbesc de alte inițiative care și Roman și noi, sau vorbesc Steampulse, IBS și multe alte companii au avut tentative și inițiative bune, știi? Și nu, problema e că nu înțelegi unii problema, pentru că au o problemă să o rezolvi, trebuie să înțelegi unii problema mai întâi, după care să o comunici, după care să o rezolvi, știi? Cam așa e algoritmul. Dar ce mi-aș dori sau este ca statul să aibă încredere mai mare în companiile noastre private, pentru că ca banii să rămână în țară, asta e unul. Și dacă vorbim de statele astea care sunt în frunt cu anumite soluții, ar fi cazul, unele să le luăm, iar altele să le dezvoltăm, adică să le dezvoltăm după cum ai spus la început, pentru că soluția trebuie să fie adaptată local. Pentru că noi avem niște cerințe, un cadru legal și tot așa mai departe. Și în ceea ce în contractarea soluțiilor astea și mentenanța lor aici la noi în Moldova, asta ar fi, pentru că avem, asta ar fi cazul sau case-ul de succes. Pentru că toate soluțiile care au fost implementate sau majoritatea soluțiilor au fost importate. Și de asta eu cred că guvernul acum sau noi ca țară avem anumite probleme, pentru că soluția nu e doar să o iei, să o pui, dar soluția e să o iei, să o menții, să o dezvolți pe termen lung. Și asta e o chestie fundamentală care trebuie să înțelegem în ciclul de viață unui proces digitalizat, unei soluții. Și e foarte important să avem comunicarea asta între stat sau între organele care gestionează acest proces și companiile locale, pentru că vorbim de date, vorbim de continuitatea pe termen lung și asta, mai ales că avem oamenii potriviți ca să facă acest lucru în Moldova.
Dar eu să comentez câteva elemente și după asta să comentați dacă este posibil. Așa câteva elemente, ca să nu luăm numai pe negativ, compensații GovMedia s-au dezvoltat decât simplu, dacă nu greșesc, Vadim Spaic se ocupă și Leascov la voi de subiectul ăsta. Și eu am vorbit cu Vadim și Vadim spune că a fost super ușor de făcut. De ce? Ministrul știe clar ce vrea, echipa știe clar ce vrea. Noi doar știm, eu am apelat la câteva IT companii pentru dezvoltare de soluții și am spus, Victor, cât mai clar să-mi spui și vrei, cât mai ieftin astea cu astea. Și mai mult funcțional să fie. Și dacă, asta e primul element. Deci, haideți să comentăm un pic subiectul ăsta. A doilea, mi-a spus cineva tot din domeniul vostru, a spus că dacă nu abordăm o tehnologie agile și noi ne punem pe TOR-ul ăsta, TOR-ul ăsta referent super tehnic, noi deja, deci TOR, cum a spus el, TOR-ul tehnic, asta omoară inițiativa de la început. Pentru că s-ar putea întâmpla că TOR-ul cel a fost făcut niște oameni care nu au luat toate elementele în considerare, A. B. TOR-ul s-a dezvoltat deja jumătate de an sau un an sau șapte sau nu știu câți. El nu mai este valabil. El n-a fost consultat corespunzător. Deci cineva a spus că TOR-ul ăsta este killer of the, da? Adică tehnologia asta agile care este adoptată de Agenția de Guvernare Electronică, bravo lor pentru asta, trebuie să soluționeze cumva problema. Haideți să discutăm aceste câteva lucruri. Și a treilea, despre monetizare. Nu uităm subiectul ăsta pentru că noi știm ce se întâmplă. Noi știm ce se întâmplă. Se termină banii în sistem, se fac sisteme pe soft proprietar, nu spune pe cloud, ceea ce înseamnă, mi se pare, o crimă, subiectul ăsta. Eu știu miniștri care nu au avut acces câte două luni la sistemele administrate de către ei, de minister, ceea ce mi se pare... N-am intrat în zona că trebuie dezvolt niște funcționale suplimentare la el, da? Și dacă se termine banii și nu există oameni corespunzători care se ocupă de el, deci sistemul ăsta este moarte. Aici vine întrebarea fundamentală pe care vreau să vă pun și vouă. Noi avem sisteme moarte în Republica Moldova și eu nu mă tem să spun acest lucru. Pentru că dacă luăm cum s-au dezvoltat, este cu tot o altă întrebare, acolo intrăm în tot felul de scheme. Dar dacă noi știm că sistemul nu lucrează, dacă știm că ele nu sunt integrate între ele, nu reutilizează datele, interoperabilitatea nu este, noi știm că el nu are niciun fel de sens. Da, noi știm că s-au cheltuit niște bani, da, inclusiv publici. De ce noi să nu luăm decizia corespunzătoare să-l kill it, să dezvoltăm ceva care lucrează? De ce noi ne temem să spunem că chestia asta nu funcționează? Și eu vreau să spun că asta este un fenomen omniprezent în instituțiile de stat. Dacă eu ceva am greșit, vă rog să mă corectați. Hai să începem să comentăm la... Mi se pare aceste lucruri foarte super... perfect, tu chiar ai notat toate punctișoarele. Dar hai că comentați acum fiecare câteva minute la tot ce am zis. Prima și cea mai mare problemă asta e mentalitatea funcționarului public. Noi cu asta cel mai mult ne luptăm. Cu părere de rău, nu știu, s-a format cred, prin anii 90, că este statul și sectorul privat. Și noi suntem întotdeauna pe diferite părți a baricadei. N-a schimbi nimic în statul ăsta până când n-a schimbi pe aceeași parte din baricade. Roman, de ce se întâmplă așa? Care e problema? Asta e o mentalitate care s-a păstrat de istoric. Nu știu, cred că de pe timpurile sovietice, cred că este statul, parcă statul asta e altă planetă. Și băieții ăștia din sectorul privat, dacă vin cu anumite inițiative, înseamnă că ei au ceva în spate acolo. E cam așa toate lucrurile privesc. Au o schemă, ceva o ceva. Da, da, asta când te duci la inspectorat fiscal, și tu deschizi o firmă, a plătine, așa că știi, cu cișor mic, se uită, aha, băiețele, tu cred ceva, tu pui așa la cale. E cam asta e mentalitatea funcționarului public și cu asta trebuie de luptat. Poate să fie ceva alte proiecte care de lucrat la soft skill și la mentalitatea funcționarului public, Vitalie, ar fi bine cum să gândești, eu nu știu, un curs care ar schimba, eu nu știu, sau trebuie să schimbi generațiile. Dar până când nu schimbăm mentalitatea funcționarului public sau până când sectorul privat n-as fie în fruntea guvernului, da? N-as schimbi nimic, din cauza că până ajungi la Dumnezeu, te mănânc sfinții. Da, schimbă miniștrii. Da, câteodată, ea, când se mite în primul maraton, facem, timp de un an am făcut cunoștință cu 5 miniștri noi. Și la fiecare dată explicam pentru ce este nevoie și nou maraton de făcut pe Ștefan cel Mare și nu pe Muncești. Înțelegi? Asta e problema. Și noi cu asta trebuie să te luptăm. Restul, dacă schimbi mentalitatea, cu schimbarea mentalității peștele străcă de la cap. Cum a schimbă mentalitatea, schimbă toate cele. Noi suntem într-o barcă. Noi nu vrem statul. Roman, tu spui mentalitatea și ei fix așa mai mult, zic formal, informal, că nu ăștia oamenii din IT într-un fel sau altul, nu participă, ei sunt ghidați de bani într-un fel sau altul.
Și întotdeauna spun la chestia asta, normal că este și interesul financiar, pentru că pentru asta există companie, nu? Compania nu există pentru... Nu păi uite, în exemplu, parteneria public-privat la achiziții. Noi am spus, noi, voi ca statul, a să aveți cheltuieli zero. Dați nouă modelul că noi putem de pe tranzacții câștigăm și să întreținem integral sistemul, da? Și voi ca statul, da? A să aveți cheltuieli zero. Contribuabilii n-a să plătească pentru sistemul dat. Și sistemul să fie transparent de achiziții electronice. Ce e rău în parteneriat public-privat? Nu. Trebuie să fie, noi trebuie să cheltuim $1,000,000, să cumpărăm un sistem de achiziții de undeva din Europa, pe banii nu știu la ce grant, banii ăștia așa și nu știu, până la urmă cumpărat, nu cumpărat, dar până acum încă sistemul stă în pom. Adică, Roman, eu comentez ceva la chestia asta, știi? Da. Este o instituție publică la noi care încearcă să digitalizeze serviciile, ca să nu trimit prea mulți săgeți azi. Și lor din interior le-a spus, da, dacă digitalizăm, cum monetizăm noi activitatea? Noi doar suntem pe autogestiune într-un fel sau altul. Și noi a doua copie a documentului și trebuie să-l dăm gratuit, dacă primul digital by default și a doua nu trebuie de plătit, cum noi să trăim? Deci cumva există această înțelegere, da? Cum noi monetizăm lucrurile și noi ce intrăm într-o zonă super periculoasă după mine, în care 90% din sistem este dezvoltat în bază de project-based la partenerii externi și noi nu investim. Dar problema investiției nu e de atât că noi nu avem bani. Dar noi nu investim, opinia mea, de atâta, că noi nu înțelegem ce beneficii enorme ți aducă și noi nu putem, cum el poate fi super profitabil. Doar semnătura digitală, știți, noi folosim chestia asta, în Estonia economisește 2-3% din produsul național brut, ceea ce e mai mult decât cheltuielile pentru apărare. Natalia și Vitali, rapid, să comentăm aici și mergem mai departe. La ce am spus noi până acum, haotic așa. Natalia sau Vitali? Haideți, Vitali, că așa am agreat și pe mine, Natalia. Da. Schimbăm logica un pic. Un principiu a digitalizării presupune chestia asta de date care devin activ, date sau sistem care devin activ. Și părerea mea este că datele astea sau nu datele, dar vorbesc sistemele astea, trebuie să aibă un proprietar și asta trebuie să fie statul. Adică toate sistemele astea trebuie să fie statul proprietar și atâta timp cât n-o să înțeleg că asta e un activ foarte, foarte, foarte important care trebuie dezvoltat mai departe, ca și aceeași clădire sau ca și aceeași oricare activ care nu ar fi el, care are o valoare și care poate fi dezvoltat și dus la următorul nivel, atâta timp noi o să avem chestia asta de sistemul ăsta e bun, sistemul ăsta nu e bun, pentru că anumite persoane nu-și asumă ownership, hai să spun pe asta. Și eu cred că aici avem o lipsă de ownership asupra ceea ce înseamnă activitate digitală. Și din moment ce asta o să fie conturat foarte bine, adică din moment ce o să avem un stăpân care o să mențină sistemele astea, pentru că nu contează cine livrează sistemele, că vin din afară, că vin din intern. Dar ele trebuie să fie ținute sub control, adică ținute în făcute mentenanță la timp, dezvoltate și în așa fel o să crește și capitalizarea. Vorbesc capitalizarea a acestor activi care le are Republica Moldova. Dar și asta mă gândesc eu că e motivul important care nu... Încă nu se simte bine. Ownership asupra sistemelor informatice, asupra datelor și tot așa mai departe. Eu cred că e o problemă mare, nu numai datele, ci cum ele sunt interoperabile. Mircea Eșanu, directorul ASP, spunea că sunt servicii. Deci lumea ce face? Lumea se duce la ASP și așteaptă să-i dea serviciu corespunzător. Și Mircea explică, 90% din servicii nu sunt datele noastre, care nu e de la SPI. Pentru că el este la cadastru, nu trebuie să-l primim în altă parte. Și nu putem oferi serviciu pentru că nu este interoperabilitatea și diverse tot felul de feuri de astea digitale, cum le numim noi. Deci interoperabilitatea este super importantă. Dacă ea nu este... Și probabil știți că există exemple care nu prea vreau ministerile să le ia sisteme sau agențiile. Au fost cel puțin în trecut. De ce? Nu este o înțelegere clară ce se întâmplă. Natalia, dacă vrei să comentezi cumva la ce am vorbit până acum. Da, în primul rând, pe exemplu pe care tu l-ai dat cu compensații GovMedia, cred că în primul rând trebuie să dezvoltăm în general în societate capacitatea de a ne formula necesitățile. Da?
Deci asta este o problemă noastră, a moldovenilor în general, că noi nu putem să spunem clar de ce avem nevoie ce vrem. Exact, pentru ce, în cât timp și cu ce resurse. Deci asta este esențial. În al doilea rând, referitor la toruri, există percepția asta că noi consumăm banul public. Ori banul public trebuie să înțelegem cu toții că sunt banii noștri ai tuturor și atunci o să corelez cu ce a menționat Roman referitor la încredere. Deci trebuie să lucrăm la această încredere reciprocă și a statului în antreprenori și a antreprenorilor în stat. Pentru că, într-adevăr, adică sunt anumite, spunem, etape pe care noi nu putem să le pășim. Da? Și statul, ca orice alt client, trebuie să aibă siguranța că o să primească cei de ce are nevoie în termenii de care are nevoie. Dar este foarte important pentru toți să avem deschiderea pentru schimbare, da? Ori asta este esențial, adică atâta timp cât cumva o să avem rezistența asta, nu știu, în interiorul instituțiilor publice, a statului în general, de a adopta soluții noi, de a ne digitaliza, pentru că asta presupune un efort pentru început, care ulterior îți dă o libertate nemărginită. Trebuie să vrei să faci acest efort inițial pe departe și să îmbrățișezi această soluție. Și totodată cred că nu este clar definit valoarea digitalizării. Omul care trebuie să treacă de pe o zi la alta, la un alt format de lucru, el trebuie să înțeleagă foarte bine ce are el de câștigat din asta sau cum lui simplifică jobul sau faptul că el o să poată să-și focuseze inteligența și competența pe chestii care sunt mult mai aducătoare de valoare adăugată decât scrisul certificatelor pe hârtie sau chestii repetitive. Și totodată ideea că uite, soluțiile IT sunt foarte scumpe și așa mai departe, eu cred că de multe ori incompetența costă mult mai mult decât soluțiile pe care noi pretindem că ele sunt scumpe și atunci ar fi bine să facem un exercițiu și să vedem care sunt, de exemplu, costurile software-urilor sau soluțiilor pe care le cumpără statul versus ratele care sunt pentru export. Eu nu m-aș uimi dacă noi o să vedem că statul cumpără la rate mai mari decât soluțiile care sunt pentru export. Și de asta există nevoie de mai mult transparență și deschidere pentru comunicare de ambele părți. Natalia, dar când vedem noi o ședință de guvern la voi? Eu nu glumesc acum, eu serios vorbesc. Dacă noi am făcut ședință de guvern la Cahul, e că la Ungheni a fost ședință, dar voi faceți 4,2% din PIB. Și ce este super important este că fiecare ramură a guvernului poate beneficia de la serviciile voastre, încă o dată. Mi se pare un dialog, pentru că cumva noi trebuie să overcome situația asta, da? Adică de comunicare, pentru că există un fel de neîncredere reciprocă și eu știu că există multe situații în care nu există cooperare. Ce trebuie de făcut? Ce fel de format de... Iar că, de exemplu, eu la universitate, eu sunt asociația universități tehnologic Tallinn, unde avem, apropo, pe lângă universitate, 12.000 de studenți, avem 7.500 de joburi. Da, ceea ce spuneam eu, Tehnopolul cu Martin Goroșco. Nu știu dacă ați mai reușit să discutați, când să revenim la subiectul ăsta. Dar interconexiunea dintre educational, stat și... De ce spun chestia asta? Pentru că eu de fiecare dată când mă duc acolo, eu văd, nu știu, miniștri care îmblă pe coridoarele cele, ceva fac, ceva învață permanent. Adică să faci această conexiune într-un fel sau altul dintre decision maker și cei care implementează. Poate un format de asta de făcut. De exemplu, Stiscu spunea că ei vor să facă un fel de academie de cyber, da, pe cyber hygiene, da, cu teme, da, în care din acei 2% din buget care este pentru reprofilare, reorganizare, educație și așa mai departe continuă, să fie o bucățică măcar, dar să fie pe securitate cibernetică de bază pentru toți angajații publici. Nu trebuie să fie must, pentru că noi deja acolo suntem. Cum spunea Vitali, așa, 48% din angajații unei instituții de stat, eu știu apropo care, foloseau mail.ro, nu? Și noi discutăm. Ce trebuie eu cred că, da, eu cred că ideea ședinței de guvern la MITP e o idee bună, putem să o discutăm, dar nu cred că anume ședința într-o locație sau altă o schimbi mult lucrurile. Eu o să mă întorc la ideea inițială că noi vrem să
că Moldova digitală este o prioritate națională, da? Și o să pornesc în primul rând cu faptul că dacă spunem prioritate, chiar și la nivel de țară, noi nu putem să avem 217 priorități, da? Dacă noi ne alegem 5 sau 10 priorități la care lucrăm într-un an de zile, asta înseamnă că noi acestor priorități le alocăm resurse, timp, viziuni, angajament, implicare, da? Ori chiar și să zicem în cabinetul de miniștri, domnul Țurcanu nu ar trebui să fie în poziția să convingă alți miniștri vis-a-vis de necesitatea digitalizării sau vis-a-vis de necesitatea susținerii industriei IT. Deci trebuie să existe o viziune comună. Din punctul meu personal și nu profesional de vedere, ar fi foarte util dacă, eu știu că există foarte mult de lucru și multe inițiative, timp dedicat în toate părțile, dacă noi am stabilit în general ca și țară, care sunt acele sectoare sau priorități, 5 priorități pe care noi le avem într-un an de zile, cu niște chestii exacte pe care le avem de făcut, și atunci, începând de la guvern și continuând la toate nivelele, să avem dedicații pentru asta, inclusiv și din considerent, inclusiv dacă vreți și la nivelul alocării resurselor financiare. Deci noi dacă o să ne uităm pe structura bugetului public național și o să vedem câte resurse sunt alocate digitalizării, nu mai spun despre faptul că soluțiile de digitalizare a serviciilor publice sunt sprijinit financiar de donatori și nu de țară propriu-zis. Deci, 90 ceva la sută, aproape de 100. Da, le mulțumim donatorilor, desigur, dar noi ca stat trebuie să avem înțelegerea că noi alocăm resurse pentru prioritățile pe care le avem. Natalia, noi mai avem doar 4 minute, am promis că o să treacă rapid. Așa că, din cheiere. Eu dacă aș putea cumva, nu știu, magic script hârtia asta sau să se transforme în realitate pe domeniu, ce aș face eu în primul rând? Deci eu categoric, rapid, aș numi CDTO în fiecare minister, Chief Digital Transformation Officer, care să aibă mandat corespunzător să înțeleagă clar ce vrea el pe domeniul lui. Să-i pregătim împreună cu voi în parc, da, și să discute permanent cu voi, cu cei 85% cu IT parcul, da, și cu soluții, cu Simpulse, EBS Integrator și toate 1200 de companii, da? Pentru că pasarea de responsabilitate digitală la noi este sport național. Și toată lumea crede că Iuri Țurcanu și Olga Tumuruc trebuie să rezolvi problema și cu Natalia Donțu subiectul este, ce nu este adevărat prin definiții. Da? Deci transformarea digitală pe domeniul corespunzător, dacă luăm noi medicină, este responsabilitatea ministerului corespunzător. Haideți un pic la încheiere, pentru că au rămas realmente câteva minute, fiecare câte 2 minute. Ce soluții pot fi dezvoltate? Care credeți sunt cele mai importante? Da, pe fiecare domeniu, poate pe 2-3 domenii și într-un fel poate faceți un apel la cooperare, un call for action, ceva de genul ăsta și cu asta să încheiem. Pentru că tema e super importantă, super interesantă, noi categoric o să revenim să discutăm cu voi după o serie de alți miniștri cu care o să încercăm să înțelegem cum văd de lucrurile. Dar mi se pare super important de a crea această sinergie dintre voi și dintre stat. Fără el, întrebarea asta, dacă noi o să ajungem ca Estonia sau ca Singapore, nu are niciun fel de relevanță dacă noi nu facem nimic pentru că să ne mișcăm înainte. Noi putem să visăm, desigur, dar asta nu înseamnă că alte țări ca Singapore sau Estonia stau și așteaptă Republica Moldova. Și cum spunea secretarul general ONU la sesiunea recentă, spunea că un an în urmă ei foloseau retorica de genul ăsta, că the next big divide will be digital one, un an în urmă. Anul ăsta au spus că deja digital divide e ca Grand Canyon. Pentru că statica Estonia, tu uiți la oameni și parcă sunt aceiași oameni merg pe stradă, da? Dar eu trăiesc într-un stat fully digital, da? Și eu când merg în state nedigitale, și nu vorbesc de Moldova, vorbesc de Germania, de exemplu. Deci diferența e enormă, pur și simplu, e cosmos, pur și simplu. Deci diferența asta, care e problema? Că ea se mărește în fiecare zi, gradual. Call for action, ultimele mesaje care vreți să le dați și dacă susțineți ideea cu CDTO, pentru că am impresia că voi nu prea aveți cu cine lucra pe ministere. Și dacă se face linia asta că trebuie să ajungeți la viceprim-ministru, viceprim-ministru nu are exact cu cine să discute, ministrul întotdeauna are alte priorități, noi nu avem CDTO, noi nu avem bugete, noi nu avem oameni. Deci susține această idee și care e call for action din partea tuturor a voastră. Haideți să începem cu invers, începem cu Vitalie Roman și finalizăm cu Natalia. Vitalie?
Da, eu susțin în totalitate poziția asta în fiecare instituție, pentru că, într-adevăr, asta e challenge-ul care îl avem atunci când vrem să implementăm o soluție, să digitalizăm niște procese sau să implementăm o soluție digitală. Dar ca să fac o totalizare, vreau să zic să nu să creștem încrederea asta sau instituțiile statului și mediul privat să crească încrederea reciprocă unul în altul, să găsească acele elemente care cresc încrederea unul în altul, pentru că modele avem, țări care au făcut asta avem și cred că Moldova are tot ceea ce și e necesar pentru a face digitalizarea și pentru a face ca această viziune care o avem este mai mult sau mai puțin, dar o putem realiza în următorii ani cu siguranță. Adică vreau să zic că avem tot ceea ce ne trebuie, doar trebuie aranjate lucrurile pe platou și să fie o comunicare foarte clară. Cred că asta e comunicarea, cred că e elementul de bază aici. Da, Vitalie, mersi tare mult. Eu super de acord. Avem tot ce avem. Mircea Șanu spunea, dar noi avem tot, numai oameni nu avem. Noi și bani avem și nici nu știm ce să facem cu ei măcar. Dar Tavi Rivas, care lucra cu noi în echipă, spune, dar pentru ce o să folosească România 6 miliarde? Unde să investească banii ăștia măcar? Adică există elemente, avem tot și noi, apropo, noi suntem într-un moment super prielnic pentru asta. Noi putem să facem un super leap acum. Și tare mă tem, când dacă scăpăm această oportunitate, noi scăpăm tare mult. Roman? Da, sunt de acord că, într-adevăr, cea mai mare problemă e la noi în mentalitate și cu asta trebuie să te luptăm. Un chip digital transformation officer ar fi binevenit, da? În fiecare minister din cauza că, am spus, până ajungi la Dumnezeu, chiar și vorbești cu ministru, dar te mănâncă sfințe din cauza că tu ai de treabă cu băieții care au lucrat acolo mulți ani la rând și au mentalitate încă de la papără vodă. Mentalitatea asta e una, Roman, dar dacă are mentalitatea care e bazată pe niște alte argumente, să nu trebuie în detalii. În primul rând, mentalitatea e destructiv digitală, da? Adică pentru dânsi digital, asta e ceva din chestii care nonsens și nu este binevenit. De-aia cu asta trebuie de luptat la nivel de mentalitate și, într-adevăr, asta e, după mine, după atâta colaborări de parteneri public-privat, am înțeles că totuși trebuie schimbată chestia dată. Chiar și la nivel de bani și noi ca și sectorul privat, noi din banii noștri suntem gata să investim și să ajutăm statul, să dezvoltăm servicii care ajută pe alți cetățeni, cum am vorbit dacă. Sistemul de achiziții electronice a fost tot făcut din banii noștri. Da? Adică studii tot au fost făcut din banii noștri. Acolo multe proiecte tot sunt gata, sectorul privat și IT și din banii noștri, cu zero investiții de la stat. Dar ajutați-ne, dar nu ne încurcați. Asta e apelul nostru față de stat. Roman, mersi. Dacă Roman, mersi tare mult. Natalia? Eu pe final aș spune că este foarte important să avem ca și țară o viziune comună, viziune care trebuie să fie cascadată prin comunicare cât mai accesibilă pentru toată lumea, ca să fie înțeles beneficiile acestei digitalizări. Este nevoie de voință. Poți să ai viziune, dar dacă nu există o voință comună, lucrurile nu pot fi progresate. Și angajament. Angajament, că, de exemplu, dacă spunem că digitalizarea nu este prioritate națională, înseamnă că îi alocăm resurse, oameni și tot ceea ce este necesar. Și eu personal cred în puterea exemplului și vreau să începem de la... chiar și să începem de la pași mici, da? Să avem în fiecare, de exemplu, dacă spunem de ministerie, să avem în fiecare ministerie două servicii digitalizate sau două proiecte, inițiative progresate care să fie comunicate, să fie spuse lumii întregi și atunci cred că este doar un motor pe care noi trebuie să învățăm să-l punem în funcțiune, pentru că el are toate elementele, cum spunea și Vitali și Roman, de care ne sunt necesare. Probabil două mici, dar funcționale, decât unul super mare care niciodată nu devine realitate. Și cineva mai spunea că statul, într-un fel, și eu susțin totalmente subiectul ăsta, că în general statul trebuie să aibă o mentalitate de startup, într-un fel sau altul. Da? Adică noi să vedem cumva
Dar pentru asta e nevoie de mai multă cooperare și mai multe discuții și voi toți ați spus despre asta. Să discutăm mai mult, să comunicăm mai mult și exact asta încercăm noi să facem. Cineva mi-a spus că, ei, Victor, credeia că numai oameni specialiști o să asculte aceste discuții, dar știți că nu este așa. Și noi credem că dacă noi am convins cel puțin un om că e nevoie de mai multă cooperare și cum se dezvoltă aceste soluții și toată lumea ar de beneficia, că până la urmă noi ne referim la ceva super simplu, da? Soluțiile digitale îți fac viața ta, ia ca cel care ne ascultă acum, mai simplă. Deci are capacitate pe oricare domeniu care vrea. Natalia Roman Vitale, mersi tare mult, această discuție super interesantă. Noi categoric vom reveni la o discuție după ce discutăm cu o serie de miniștri pe subiect corespunzător, ca să creăm aceste sinergii. Noi o să notăm ședință în guvern, dar nu, cum ai spus, Natalia, nu constă în ședință fizică, pentru că ca biserica, dar biserica nu se pereze, sunt oamenii și ce se întâmplă în toate procesele celea. Și înainte, dacă țineți minte, discutat permanent, Silicon Valley, Silicon Valley. Când se mai discută de Silicon Valley? Contează, tu ești acum, unul se află în Estonia ca mine, Italia se află în Belgia, deci Roman în România, tu în Moldova, deci noi putem să ne aflăm pe o insulă în Oceanul Indian, să fim la fel de eficienți. Și ideea este că această tendință este în creștere, și job-ul geografic al neutral, cum spunem noi, vor crește, dar pentru asta avem nevoie de foarte mult cooperare și să înțelegem cât de super important este să digitalizăm Republica Moldova. Reamintim că noi la IPRE discutăm împreună un parteneriat cu Prives.io. Mersi, Agenția de Guvernare Electronică, pentru super deschidere. Salutăm pe toți cei care susțin Moldova digitală. Moldova va fi digitală, dar e super important suportul din partea voastră. Natalia, Roman, Vitalie și toți cei da, care mersi mult, Victor. Mult. Mersi mult. Ciao. Salut. Mulțumesc. Salut. Salut.